Salutare, eu sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al 17-lea episod din seria noastră de Hexit. Bun, astăzi... Ups, iar butonul greșit. Damn, încă nu m-am obișnuit cu asta. Astăzi, ca de obicei, o să mergem mai departe. Nu, ca de obicei, adică... Da, astăzi o să mergem mai departe cu ce am început episodul trecut, adică cu smeltery-ul din Tinker's Construct. În primul și în primul rând o să am nevoie de niște lavă și acum că stau și mă gândesc, puteam să mă duc să iau off-camera pentru că o să trebuiască să tot fac un, nu știu, un fel de plimbare, așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, ne dă și înapoi, ne dă și înapoi. Bun. Hai bă, noi aveam pe aici niște găleți. Bă, găleți sigur, aveam una aici. Căcat, da, nu mai am altă găleată. Aparent făcut, așa că trebuie să mai fac, pentru că nu o să stau să mă plimb cu o singură găleată, nu? Goddammit, atât de aproape. Bun, avem 3 găleți. Și un electric staff. Ups. Mergem, luăm niște lavă, ne întoarcem, punem lava și o să începem să topim niște chestii, printre care gold și... Basically chestia aia albastră pe care mereu uit cum se numește. Cobalt? Cobalt, n-am nimerit. Ok. Acum trebuie să văd unde dracu mă duc ca să fiu... Ce-a fost asta? Ăla... Ups. Goddammit! Mă scuzați pentru asta, holy fuck. Așa. Bun. Ok, observ că... acolo mă duc. Acolo mă duc. Bun! Water breathing. Deci chiar am luat ceva de-asta. Ceva buff, dar nu știu de unde și de ce. Acolo trebuie să mă duc. Holy fuck, nu cred că aici trebuie să mă duc. Fuck! Stați așa că deja mă pierd pe aici. Pe acolo. Oh, fuck. N-am ajuns chiar cea mai bună rută, dar e ok și... Holy shit, nigga. Prea multe chestii. Am lag. Da. Drăguț. Bun. Suntem în lumea noastră și acum să punem în tank acilișa niște lavă. Cred că încă 3 ar ajunge, nu știu. Of. Bun. Acum, cred că am la mine niște gold și o să luăm aici și îl punem. Ok. Acum, toți suntem aici. Trebuie să fac în felul următor. Trebuie să fac un cap de pickaxe, care aparent e primul. Și... acum... N-am un binding, ba da, am un binding, n-am un rod. Ok, am un rod aici. Sau la fel de bine aș putea să fac un stick nenorocit. Cred. Pot să-l pun? Da, pot să-l pun. Fain așa. Și aici o să avem... Cred că aici mi-apare. Cât de asta avem? Nu, nu mi-apare aici. Unde mi-apare? Oh, fuck. Unde ar trebui să mi-apară cât gold am? Sigur n-am pus ăsta invers. Bun, am 9 de-astea de ingot. Bun, deci nu aici. Aici atunci? Ok, ceva nu merge. Da, nu contează, nu e ca și cum n-aș fi chiar cel mai inteligent om de pe la urmă. Adică, hei, nu e ca și cum chestia asta ar avea o găurică aici
Și stați așa, m-am uitat și în cartea asta și uitați aici și arată că chestia asta se scurge pentru gaurică. Mă rog, știi, eram eu așa, mă uitam pe aici, mă, ce naibii, că pare a fi ok, adică văd că e pus într-o de-asta normală. Dar n-am realizat că și asta arată și mă gândeam, mă, ce naibii, și am citit și după aia văd ce aduce genul smelter și stai, ce? Și mă uit și era niciodată genul... mă rog, lăsați asta acum, nu contează și toate cele. Întâi de toate, mai am spațiu, pe dracu, nu mai am nici pic de spațiu. Bun, hai să arunc din chestiile de care n-am nevoie de aici. Bun, aloe vera, pastea le țin, nu știu niciodată, le țin, băi, pumpkin seeds. Vreau, stai, cam la pumpkin, nu-i problemă. Asta arunc, să mă fută domnul. Bun, pe le-am ținut. Acum hai mai departe să aruncăm ce mai e de aruncat. De aici. Astea așa. Astea le stacăm. Le arunc, n-am nevoie. Posibil să n-am nevoie. Și n-am nevoie. Ups. Și n-am nevoie nici de asta. Bun, vreau să pun aici cam, așa cam ce ar trebui să țin. Să nu mă încurc chiar așa de mult. Bun, și acum stați așa, vreau să pun la fiert aici, să zicem, și cobaltul ăsta. Da, hai că se duce. Și acum am nevoie de... De fapt, stați, prima dată o să facem un d-ăsta și așa. Ups. Fuck. Cred că trebuie să aștept să se topească cobaltul ăsta și abia după o să pot să torn. Da, e o idee bună. Bun, acum înainte de toate vreau așa. Nu aici. Ce dracu fac aici? Aici. Part builder. Asta și cu asta să avem un pickaxe head din care o să facem o matriță. Matriță, nu știu cum se numește. Cred că matriță, să fiu sincer. Am un binding de obsidian. Care, sincer, nu știu ce face. Și... acum o să am niște de-asta... cobalt proaspăt făcut. Bun, s-a făcut și cobaltul. Cum n-ai le schimb eu pe astea? Serios, cum le schimb? Ah, doamne. U, B. Nu știu, space, spațiu, control, shift. Nu știu, sper că dacă topesc acum niște aur să se schimbe cu totul, adică să nu fie gen aici cobalt și după aia să fie gen... A, căcat. Nu, n-am și mai vagă idee cum să fac. Voi. Băi, ok, ceva nu e în regulă. Bă, bun, da. Ai. Cum facem? Poate ar trebui să... Dar nu, n-ar trebui să aibă nicio legătură cu ce am eu pe aici, nu? Ok, chestia asta se topește. Bănuiesc că nu pot să le iau în găleată, nu? Ce, doamne iertă, nu pot să pun acolo? Pot să pun orice acolo? Ok, pot să pun orice. What the fuck? Oh, bun! Ce? Oh, corect, asta are logică, mă, stai. Knife blade, tool rod, ok, asta are dreptate, asta chiar are logică, de fapt. Acum realizez ce porcărie făceam, eu încercam să torn aur încins peste ceva de lemn, mă. Bun, și acum avem matrița de aur și trebuie să mai facem și o de-asta. Da. Perfect acum. Așteptăm să răcească. Bun.
Și acum nu știu cum facem, dar... Ok. Ceva nu-i bine. Actually, n-am și mai vagă idee. Oi. N-aveți voi idee cât aiurea mă simt eu în momentul de față în care sunt cea din... și acum ce? Bun. Asta pot să o topesc. Ups. Câte de astea mai avem de aur? Mai avem două decât. Stai că aveam pe aici niște chestiuțe din asta. Aba avem în inventar, nu contează. O să bănuiesc decât că nu se craftează și așa, așa și astea. No, nu merg așa. Bun. Atunci nu pot decât să sper că dacă nu e acolo niciun pic de gold, o să torn... Ah, fuck! Bun. Bun, așa e. Deci acum merge, dar... Drace, n-are avea logică. Trebuie să pot cumva să le țin. Bun, avem un cobalt pickaxe head și chestii. Bun. Și acum ce facem? Că nu pot să le duc așa. Bun. Acum. Obsidian binding. Stați așa. Bun. Aici. Și punem așa pickaxe head. Obsidian binding 2 și ăsta. Și avem reinforced 3. Mining speed 11. Și are durability decât 1400. Ok, acum stați așa. Hai puțin până în casă. Trebuie să mănânc maybe ceva. Hai puțin până în casă. Aici avem de mâncare. Mă rog, aveam și merele, după care nu vreau să le folosesc. Mă pun, mă culc și vreau să văd ce modifiere putem să punem. Dar chiar ar trebui să mă uit și după sugarcane, că ar fi trebuit până acum să crească cum ar veni. Bun. Avem chestia asta și acum... nu aici. În cealaltă. Uite, modifiers. Mattock. Pe astea ar trebui să le citesc totuși. Să văd ce pot să fac cu majoritatea lucrurilor. Wood, durability, handle modifier. Elmite. Oh, chestia asta e chiar faină. Ok, o să am grijă la chestia asta, poate fac ceva cu ea. Paper stack. Asta e nașpa. Și holy fuck! Bă. Ce las-o așa. Mining speed cobalt. Full durability. Asta e mai nașpa decât că prinde mai multe mai multe modifier-uri sau cum. Ok, plus asta. Bă, zici diamond. Extra durability. Mining level increased to level 3. Stackable, no. Bun, aș putea să pun un diamant, emerald, 50% mai multă durabilitate. Și cred că asta o să fac, da, cred că o să-i pun un emerald, de fapt, nu diamant. Au. Așa. Deci... Diamant, asta aș putea să-i pun. Un diamant, un emerald, asta. Tool slowly repairs itself. Tool station smells, block says they are harvested. Oh my fucking god, asta e foarte tare. Lava crystal. Bun, deci ball of moss. Putem să facem așa. Și lava crystal așa. Interesant. Luck. Oh, ok. Deci pentru asta o să trebuiască să minăm pentru lapis lazuli, pentru că văd că dă luck. Și o să am nevoie de luck.
Sharpness, ok, asta e... Deja asta nu ne mai interesează. Ba da, ne interesează pe aici. Silky. Not compatible with lacquer of auto smelt. Pool station. Acum nu mă uit la astea, mă uit să văd la pickaxe ce aș putea să fac. Allows the tool to charge with electric use energy instead of durability while charged. Available for industrial craft too. Ok. Aha. Ok. Interesant. Deci... Să pun așa. O să pun... un emerald și chestia asta, care dacă nu mă înșel, se făcea ceva de genul ăsta. Oricum vine aici că trebuie să vedem și de astea. Nu știu de ce am luat 3 bucketuri cu apă, dar în fine, 3 găleți cu apă, să zicem. Cum am reușit eu să pun paia acolo, nu știu. Bun. Hai înapoi la treaba noastră. Așa. De fapt aveam aici un crafting table, dar nu-i băic oricum. O să am nevoie de redstone. Oh, fuck. Reinforced, ok. De o să am nevoie de așa, în primul rând. Nu? What? Ce? Nu așa se craftă. Ok, aparent chestia asta pe care o știam eu e foarte posibil să fie dintr-o... Stați așa. Dintr-o mossy cobblestone. A, moss cobblestone. Dintr-un update mai recent. Da, într-o versiune mai recentă a acestui mod, pentru că există, știu, am văzut acum pe net, am căutat și am văzut că chiar există, adică nu am visat eu. Bun, așa că ce dracu cată un porc paciamă. Serios, what the fuck, cât de random. Bun, așa că o să luăm. Oh, nu prea avem redstone. Ok, clar o să trebuiască să facem ceva minat, ceva sesiune de minat, pentru că n-am nici pic de redstone. De fapt, n-am prea multe chestii în afară de cele lutate. N-am redstone, n-am lapis, n-am destul de multe chestii. O, bun, aici, partea asta, cred. Bun, așa. Bun. Și acum avem durabilitate mai mare. Și redstone din 1 din 50. Stai. Haste. Bun. Dar știu că te duce repede. O, da. Cred că putem să fi făcut asta cu blocuri. Cred că ar fi fost mai fain. Ah. Da, nu-i bai, merge și așa. Bun, acum trebuie să facem chestia de-aia, cum am zis eu, cu moss. Pe scurt, trebuie să găsim o ruină pe undeva. God damn it. Ah, câte găsisem și... Nu m-am gândit să iau niciuna. Damn, nigga, damn. Bun. Nu, stai, mă duc în partea greșită. Acum trebuie să mă duc în partea asta. Și să intru... Să văd dacă pot să iau cobal. Și trebuie să găsesc neapărat o soluție. Adică ce să fac cu toată topitura asta. Stai așa. Oh, da. În sfârșit. Holy fuck. În sfârșit pot mina chestiile astea. Damn. Dar știu că a durat ceva. Sincer, n-am nici cea mai vagă idee cum s-ar crede că ar fi trebuit eu să le minez pastea de la bun început. Adică...
fără cobaltul ăla pe care l-am găsit în dungeon-uri, dar la momentul de față nu mă plâng. Chiar nu mă plâng. Bun. Uf. Stai, sunt curios cam cât de... Ah, căcat, că ăsta e haste, adică... Gen, cu asta minez mai repede, dar n-am... Auzi, dar chiar ăsta-i. Oh, shit. Oh, shit! Oh, fuck. Sunt mort. Sunt mort. Yep, sunt mai mort ca mort. Da, sunt mort aici. Uf. Au. Dar măcar avem chestia asta care e super șmecheră. Și nu cred că am vreo posibilitate să găsesc pe aici în jur ceva cu mosno. Ne, nu prea am norocul ăsta. Trebuie să mă gândesc cum fac să obțin chestiuțe din alea... Ah, slime block chestii. Bun. Acum să vedem cum facem, pentru că vreau, nu vreau, trebuie să fac acum o... Ah, uite aici, mos. Lol. Lol, ok. Nu mă plâng, chiar nu mă plâng. Ah, care erau șansele să găsesc fix aici chestie de asta? Anyway, cum ziceam, nu-mi pare rău. Momentan, cred că de atât o să avem nevoie, nu cred că avem nevoie de mai multe. Deși, sincer, dacă ar fi 18 bucăți aici, nu mai supără de nicio culoare. Sunt 7, serios, sunt 17, nu 18, holy fuck. Ah, ok. Aoleu, stai. Bă. Nu. Nu pe aici, pe aici. Nu-i bai. De fapt, am aici un crafting table, mai trebuie să mă duc, să mă plimb de colo-colo. Perfect. Avem și-o de-asta. Așa. Asta explică multe. Bun. Oi, arată oribil. Dar măcar se repară singur. Hai. Chiar arată oribil. Dar este un pic exprea bun încât să zic, băi, frate, nu îl iau că nu se... nu că arată oribil. Așa că îmi văd de treaba mea. Uite aici o să facem. Chiar aici, chiar așa. O să facem de două blocuri. Hai mă, mai repede ajung și eu la... La asta, la... La piatră. Și îmi place că eu am acum gen un pickaxe cu diamant. Adică un pickaxe din diamant, un pickaxe cu diamant, un pickaxe de diamant care... Uf. Da, cred că pe ăsta o să pun enchant, pentru că la viteză sunt cam la fel momentan, decât că ăsta o să fie mai rapid, cel cu redstone și nu mai bine. De fapt, nu. Cum ziceam, o să strâng level și o să îmi pun, uite, știu, diamante. O să îmi pun un enchant din ăla super șmecher de, cum se numea, bă? Ah. Îmi stă pe limbă, mă. Hai că mă uit acum. Fortune, mă, fortune, așa. Nu mai venea. O să-mi pun un fortune. Serios, nu mai pot să pun fortune. Ah, fuck. Grozav. Foarte tare. N-am ce zice.